Conducerea vehiculelor se face doar atunci când alcoolemia șoferului este zero. Urcarea la volanul unei mașini, camion, motociclete sau oricărui alt vehicul motorizat după consumul de alcool poate fi o infracțiune gravă. Legea interzice consumul de alcool înainte de a urca la volan în orice condiții. Chiar și o simplă bere îi poate transforma pe șoferi în pietoni. De asemenea, alcoolul scade concentrarea, atenția, reflexele și viteza de execuție a mișcărilor. Este important să ne amintim că orice formă de a consuma alcool și de a conduce este ilegală și poate veni cu pedepse stricte. În situația în care un conducător auto este depistat în trafic, având o alcoolemie sub 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, acesta va primi o sancțiune contravențională pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 republicată și modificată și măsura complementară de suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule. În situația în care alcoolemia este de peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto va fi condus de către organele de poliție la unitatea medicală, unde îi se vor recolta probe biologice pentru stabilirea cu exactitatea alcoolemiei, această abatere fiind infracțiune. Poliția română reamintește că în cazul depistării unui conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice la volan, în funcție de concentrația de alcool, fapta se poate încadra astfel. Contravenție, când aparatul alcool test afișează o valoare sub 0,4 mg alcool pur în aerul expirat, se sancționează cu amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Iar dacă se află între 0,1 și 0,4, se sancționează cu amendă de 1.305 lei și se suspendă permisul pentru o perioadă de 3 luni. Infracțiune când aparatul este egal cu 0,4 mg alcool pur sau chiar peste, în acest caz este obligatoriu recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar conducătorul auto este condus la o unitate sanitară pentru întocmirea unui dosar de cercetare penală, fapta pedepsindu-se cu închisoare de la 1 la 5 ani.